de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri. Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Catena te trimite din nou la băi. Participă la tombolă și poți câștiga unul dintre cele 200 de sejururi disponibile în 8 stațiuni balneare din România. Catena îți asigură transportul, cazarea, masa și tratamentul pentru una sau pentru două persoane dacă vrei să vii însoțit. Fă-ți bagajele! Catena te trimite din nou la băi. Pentru mai multe detalii, consultați regulamentul din farmacie. Farmacia inimii, Catena. Și domnilor, 11 septembrie 2022, Țebia, Antena 3D și-a instalat studioul mobil chiar în apropierea mormântului lui Avram Iancu. Chiar în aceste momente s-a desfășurat serviciul religios în prezența oficialităților, oficialități pe care sperăm să le avem, sau o mare parte dintre ele, să le avem în direct cu impresii pentru dumneavoastră în această zi. Se împlinesc chiar pe 11 septembrie 150 de ani de la trecerea la cele veșnice ale lui Avram Iancu, considerat pe bună dreptate un erou al românilor, dar în primul rând un erou al moților. A venit foarte multă lume la Țebia, astăzi am văzut coloane cu steaguri, cu portrete ale Crăișorului Munților venite din toate colțurile țării, practic. Un număr foarte, foarte mare de oameni pentru a-l comemora pe Avram Iancu și folosind acest prilej pentru a-și pune speranțele într-o viață mai bună, într-o Românie care să le ofere siguranță, care să le ofere încredere în ziua de mâine pentru ei și pentru copiilor. La ora 10:30, foarte punctual, premierul Nicolae Ionel Ciucă a primit onorul de la Garda de Onoare. Este prezent domnia sa, evident, miniștri din guvern, oficialități ale județului Hunedoara și, cum spuneam, foarte, foarte multă lume. Sperăm ca o parte din oficialități să-și exprime impresiile și gândurile atât despre Avram Iancu, cât și despre ceea ce îi preocupă pe români la zi, dincolo de acest moment patriotic. Vom realiza o ediție specială, le mulțumesc colegilor care fac posibilă această transmisie și sperăm să considerați că ceea ce facem noi aici prezintă interes din punct de vedere al informațiilor oferite.
Nicolae Ionel Ciucă. Și domnilor, se intonează imnul național al României. Purtătorul drapelului va fi domnul Ciorgovean Dacian, personal civil contractual și inspector superior în cadrul bazei de perfecționare ISR, parașutiști și jetar de la Buzău, cu peste 5.000 de salturi la activ. Poate fi comandat automat cu ajutorul unui cord acroșat pe cablul longitudinal al aeronavțelor aeriene române, avion militar de transport de dimensiuni medii, care își are origine în Italia și a fost comandat, printre altele, și fabricat pentru mai multe forțe armate, în
pe care amintim Forțe Armate Italiene, Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii sau Forțele Aeriene Elene. Aeronava poate transporta aproximativ 46 de militari complet echipați, dar în caz necesitate, numărul militarilor transportați poate ajunge și la 62. Câteva repere istorice la Popești de Ordeni. În 1942, luând ființa a doua companie de parașutiști, s-a constituit astfel batalionul de parașutiști. În 1943, pe măsură ce entuziasmul și intențiile generoase
se stingeau în fața dușmăniei pline de ură, faima lui Iancu creștea mereu mai mare și tot mai mare devenea încrederea românilor în el. Domnilor și domnilor parlamentari, miniștri, distinse autorități locale, preasfinția voastră, dragi români, suntem aici împreună pentru a comemora 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu, erou al națiunii române și simbol al luptei pentru libertate, dreptate socială și unire națională. A trecut un secol și jumătate de când creșorul munților a plecat la Dumnezeu și ne-a lăsat moștenire faptele și gândurile sale. Timpul nu iartă pe nimeni. Timpul trece, dar adevăratele valori care ne țin împreună au supraviețuit și vor dăinui peste secole de acum înainte. Avram Iancu este un simbol al acestor valori. Iubirea de neam și de țară, perseverența de a lupta împotriva opresiunii, capacitatea de a învinge chiar și împotriva unui destin tragic. Avram Iancu întruchipează toate aceste valori. Întruchipează România unită, chiar aici, în inima Transilvaniei, Pământul Sfânt românesc. Din aceste motive, vă spun că astăzi nu comemorăm doar pe omul Avram Iancu, marele nostru erou revoluționar, om al legii, intelectual pașoptist și patriot. Astăzi sărbătorim împreună Națiunea Română Unită. Aici, la Țebea, între golunul lui Horea, mormântul lui Avram Iancu, mormintele tribunilor săi și mormintele soldaților eroi din cele două război, din cele două războaie mondiale, îi spunem creșorului munților că visul său, lăsat moștenire urmașilor, a fost împlinit. România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Doamnelor și domnilor, nu departe de noi stau scrise cuvintele din testamentul lui Avram Iancu. Citez. Un fel de presimțire îmi vine, pare că mi s-ar spune, că viitorul este nesigur. Viitorul este întotdeauna nesigur. Dar trebuie să avem curaj, să fim determinați și pregătiți să îl întâmpinăm. Trebuie să ne gândim mereu la lecțiile trecutului. Să ne amintim de curajul, determinarea și sacrificiul înaintașilor noștri când au fost puși în fața unor decizii grele. Decizii care au schimbat fundamental soarta națiunii. Din nefericire, trecem printr-o perioadă a incertitudinii și a nesiguranței. Oamenii au multe temeri și pe bună dreptate sunt îngrijorați pentru ce le rezervă ziua de mâine. El va veni peste secole, pentru că această luptă pentru întregirea și protejarea nu se încheie niciodată. Este o luptă continuă și o datorie pe care o avem ca români. Vă rog asistență. În continuare se va desfășura ceremonia oficială a depunerii coroanelor de flori. Se depune coroana de flori din partea Consiliului Județean Hunedoara. Depune coroana delegația condusă de domnul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, însoțit de consilieri județeni ai județului Hunedoara.
depune coroana de flori din partea Partidului Național Liberal. Depune coroana delegația condusă de domnul Nicolae. Șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Hunedoara. Depune coroana de flori din partea Uniunii Democrate Maghiare din România. Depune coroana delegația condusă de domnul Lorenz Săl, președintele executiv al Organizației Județene a Uniunii Democrate Maghiare din România. Se depune coroana de flori. Patria românească. Flori din partea Consiliului Mondial Român și a Federației UPP. Camaradul meu de luptă, Avram Iescu. Thank you.
spectatori, dragi telespectatori! Ne întâlnim, iată, în anul 2022, încă o dată, la sărbările naționale Țebea. Încep chiar acum, sub privirile noastre ale tuturor, un eveniment în care ne amintim de fiecare dată de cel care a fost Avram Iancu. Vorbim de cel mai important conducător al românilor, al moților, cei care au luptat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru drepturile civile, pentru drepturile lor naționale, alături de Avram Iancu. O viață dedicată libertății poporului său. Să ne întoarcem către ele și urmându-le exemplul prin faptele pe care le-au realizat, să găsim puterea de a merge mereu mai departe și mereu împreună. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, vă mulțumesc pentru că spiritul de la Țebea cred că nu moare niciodată prin dumneavoastră. Mă bucur să văd copii, mă bucur să văd adolescenți, tineri, maturi, bunici, de toate vârstele adunați aici pentru un eveniment special. Vă rog să-mi permiteți să invit în scenă gazda noastră de fiecare dată la sărbările naționale Țebea, alături de oficiali ai locului, ai județului și ai țării. Așadar, îl invit în scenă pe primarul localității Baia de Criș, domnul Liviu Mihaiu Gorcea. Bine ați venit! Îl invit alături de noi pe președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor. Bine ați venit! Și-l invit alături de noi, nu în ultimul rând, pe ministrul culturii din România, domnul Lucian Romașcanu. Bine ați venit! Domnule primar, sunteți gazda noastră și în acest an și vă mulțumim! Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua și bine ați venit în Panteonul Moților de la Țebea! Prin fapta și jertfa lui Avrămuț, flutură astăzi tricolorul românesc și trăiește libertatea Transilvaniei. Un gând bun, un gând curat se îndreaptă și către cei care sunteți în fața micilor ecrane din țară sau din străinătate. Tuturor vă spun, Doamne ajută și să ne vedem cu bine și la anul. Mulțumim foarte mult, așa să fie, domnule primar, domnule președinte, vă rog. Bună ziua, dragi români! De aici, de la Țebea, din inima Țării Moților, dați-mi voie să vă transmit tuturor gândul cel mai bun al tuturor hunedorenilor și să vă invit împreună să sărbătorim și să comemorăm împreună memoria marelui erou național Avram Iancu, așa cum moții noștri le spuneau creșorul munților. Faptele sale ce le-a făcut pentru națiune au fost deosebite. S-a vorbit și se vorbește în istorie, se vorbește din generație în generație. Iar vândem pe toți, dragi români, să nu uităm niciodată ceea ce spunea în testamentul lui, parcă acum este mai potrivit ca oricând. Singurul, unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea fericită. Cred că este mai valabil ca oricând și noi astăzi să nu uităm ceea ce Avram Iancu spunea. Doamne ajută! Ziua tuturor! Nu o să vorbim mult, lucruri frumoase ne așteaptă în continuare. Mulțumim Bunului Dumnezeu că a îngăduit această vreme și să-L pomenim pe soare, pe eroul nostru și să puteți fi lângă noi acum aici. Doar câteva lecții pe care le-am învățat sau ar trebui să le învățăm din viața Crăișorului. Odată, destinul țării noastre se construiește aici și de către români. Oriunde ar fi românii, aici sau în altă parte, suntem singurii responsabili în destinul nostru. În al doilea rând, dacă avem un vis, sacrificiul este mult mai ușor de suportat. Avram Iancu ne-a dat un vis, este rândul nostru să ne punem visul mai departe și să-l îndeplinim. Și să lăsăm celor care vin după noi o țară întregită, așa cum am primit și noi la un moment dat. Și în al treilea rând, trebuie să avem puterea, noi ca nație, să aducem în fruntea țării conducători care să nu se lupte pentru jucării, care atunci când spun nohai, lumea să-i urmeze și să ne ducem mai departe destinul frumos așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască România Mare! Mulțumim!
este. Cine cheamă românește, doină veche și frumoasă. Cel ce-i mai